Salutare, bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne jucăm PES 2017, jucăm în cursele de finală Portugalia-România. Știu că am spus că facem emisiune, reportaje și etc., dar trebuie să ne jucăm și un pic, dacă tot este despre fotbal, să facem și un meci. Așa că o să ne jucăm. Vedem aici, jucăm contra Portugalia. Trebuie să setăm și camera să vedem cum o să fie. Este în live broadcast? Nu este în live. O să-l punem pe live. Așa. Și am început. Nu, mă. Am văzut să iau mingea și n-am reușit. A, ce e faul? Că am intrat la minge. No, bine. De Ronaldo? A, nu. Ăștia dau gol, stai. Hai mă, serios, fault. Intra la minge. Cine dă? Hai că mă duc, că ăștia fraieri nu vin pe mine. Vai. Și-am avut fază, bă. Și ce nașpa, bă. Ce nașpa că am băut, bă, la volan, bă. Cum zice la loserii, dacă vă uitați la loserii. Ce nașpa, bă, că am băut la volan, bă. Da, o să dureze ceva, cred că episodul ăsta, că ați văzut cum merge timpul. Dar cred că jucăm numai prima repriză și atâta, că nu prea, că... Mă scuzați, mi se mai blochează așa câteodată. M-a întrebat oare unde este Yannis Hagi și... alți jucători, dar suntem pe PES 2017, așa că nu. Știți că pe PES 2017 Yannis Hagi nu este. Păcat. Minge la Ronaldo. Hai să vedem Ronaldo acolo. Eder are mingea, hai să vedem, blochează acolo bine João Mário și intercepție bună acolo, Stanciu, incredibil, João Mário. Pasează cu Ronaldo și intră la minge, intercepție bună, Pintili, pasează cu Stancu, Bogdan Stancu, du-te Stancu, Bogdan Stancu se duce, bine atac, Bogdan Stancu, blocat de jucătorul portughez. Intră acolo la minge și încearcă să-l dribleze pe João Moutinho, dar nu iese. Cristiano Ronaldo la balon, incredibil, acolo fază pentru Portugalia. Hoban a prins mingea, pasează cu Bogdan, nu cu Bogdan, cu Stanciu, ok. Keșeru, incredibil acolo. Mingea este la Jos Font, pasează către João Mário. Keșeru are mingea, dar Cristiano Ronaldo ia balonul. Stanciu mi s-a blocat. Hai să vedem ce se va întâmpla.
minge la la Adipopa luate de Cristiano Ronaldo. Se vedem acolo, suntem în fază de atac. Adrian Silva. Minge la tot la Adrian Silva, acolo încearcă blocat și șută. Incredibil ce reacție bună a avut Tărușanu. Foarte bună reacție și am crezut că o să primim gol. Foarte bine. Lovitura de colț pentru cei de la Portugalia. Adrian Silva bate lovitura de colț. Se dă că centrare la cap și apără Tătorșanu. Bună intercepție pentru români. Haideți rapid. Moții pasează în față pentru Stanciu, dar mingea este preluată de João Mário. Acolo incredibilă este preluare, incredibilă. Stanciu, Nicușor Stanciu pasează, Cheșeru, pasează cu Bogdan Stancu. Stancu merge tot în față. Stancu se luptă acolo cu Vierimina, care a renunțat. Centrare frumoasă și acolo, incredibil loc de șut. Nu se poate. Minge la Cristiano Ronaldo, hai să vedem. Stanciu pasează cu Bogdan Stancu. Călcâi în spate către Raț. Du-te, Raț. Raț dă o centrare frumoasă în fața, acolo prea departe. Du-te, România. João Mário acolo nu este. Acolo a avut șansă. A avut șansă Cheșeru, dar nu s-a scos. Nu s-a scos la iveală, din păcate. Și se dă fault. Dar de ce fault? Că nu are de ce să se dea fault. Dar ia uite că se dă fault. În totul 42-0-0. Incredibil, mingea era să fie preluată de către România. Cheșeru merge acolo rapid. Cheșeru ia mingea, dar cum fault? A intrat la minge. Arbitrul ce dă fault. Cartonaj nu se dă, dar a fost o intercepție bună la minge, dar arbitrul dă fault. 4 faulturi până acum România, 0 Portugalia. Renato Sanchez acolo încearcă să șute. Incredibilă intercepție pentru România. Stanciu pasează cu Bogdan Stancu. Acolo merg în față, dar cred că arbitrul va opri timpul. Da, va opri timpul. S-a terminat prima repriză, 0-0 România-Portugalia. Vom juca și a doua repriză. Intercepție bună acolo iară. Grigore, Dragoș Grigore, Raț, Stancu. Acolo, incredibil, Stancu face dribling frumos, incredibil, dar mingea este să o pierdă, dar o recuperează. Acolo Adrian Popa șută, incredibil, gol România, bine România! Adi Popa, gol pentru România, 1-0. Bine români, suntem români, bravo români, bravo România. 1-0 împotriva echipei Portugalia. Putem vedea aici driblingul lui Bogdan Stancu și când încearcă să treacă, pasează către Adi Popa și Adi Popa se duce și șută excelent pe colțul stâng. Bine români, bravo. Da, minutul 50, 1-0 pentru România. Bravo România, așa merităm în continuare. Adi Popa ia cu o intercepție bună. Săpunaru merge, incredibilă intercepție pentru România acolo. Centrare bună și poziție de șut, perfectă, incredibilă, nu se poate. Forfică incredibilă dată de, să vedem acum, de forfică incredibilă executată de Stanciu, incredibilă Stanciu, foarte bine a dat preluare de piept și o forfică incredibilă, dar nu se întâmplă nimica. Acolo Cheșeru intervine, Cheșeru șută, Cheșeru, gol România! Gol! România! Cheșeru!
È incredibile! Romania 2-0 împotriva Portugalia! È incredibile Romania! Bravo Cheșeru! Chiar și Stanciu a avut o preluare foarte bună atunci la forfec, dar nu s-a rezolvat. Putem vedea aici reluarea cum pierde mingea și Cheșeru o ia. Se aruncă și pe jos să ceară foul, dar nimica. Cheșeru șută și un gol spectaculos. Nu mai avea ce să facă arbitrul portugal. Portugal, auzi, portughez. Mă scuzați. Cheșeru acolo iar încearcă să intre. Frumos, frumos, intercepție Cristiano Ronaldo acolo. Fază frumoasă de atac, fază frumoasă de atac. Cheșeru s-a ajuns, Cheșeru a ajuns în partea fundașilor. Cristiano Ronaldo încearcă acolo să intre și se dă lovitură liberă. Se pare că aici chiar recunosc, a fost intrare la menge, dar se pare că Ronaldo în loc să meargă acolo, intră și îi se dă fault. Avertizează pe Adi Popa, avertizează arbitrul italian. Să vedem acum ce se va întâmpla. Lovitură liberă executată de Cristiano Ronaldo. Incredibil! Gol Cristiano Ronaldo! Tătărușanu a scăpat o poartă, nu este nimica românilor, nu este nimica, putem continua. România încă este în formă, putem continua. Cristiano Ronaldo frumos executat de lovitură liberă, putem revedea reluarea, hai să vedem. Se preface că șută și Cristiano Ronaldo. Greșeală imensă lui Tătărușanu, a degajat-o în poartă, nu se poate. Hai să vedem reluarea. Vedeți foarte bine. Nu este nimica. Revenim în joc. Nu este nimica, nu se întâmplă nimica. Săpunaru pasează incredibil acolo cu Adrian. Pierde mingea Adi Popa. Adi Popa prea mingea, pasează cu Cheșeru acolo, Cheșeru încearcă să meargă. Cheșeru acolo este blocat. Ah, ce greșeală imensă! Făcu acolo Stanciu, incredibil. Minutul 62, meci intens, este 2-1 pentru România. Dacă acum România va câștiga, va ajunge, din câte înțeleg, în semifinală. Frumos acolo cere, dar nu este nimica. Și se dă până la urmă fault. Aici, da, aici a fost fault, se vede clar cu ochiul liber și va primi cartonaș galben. Va primi cartonaș galben. Hoban, cartonaș galben în minutul 65. Lovitură liberă pentru portughezi. Cristiano Ronaldo, incredibil, șut fix în jucătorul lui. Nu se poate. Greșeală mare jucătorului care s-a pus în față. John Mario. Și este foul din nou. Dacă este foul chiar la Hoban. Se dă cartonaș galben. Este Adi Popa, dacă nu mă înșel. Vom vedea acum și reluarea, cum s-a faultat. Se vede clar foul cu ochiul liber. L-a răsturnat pe Gion. Cartonaș galben, Dragoș Grigore. Cristiano Ronaldo șut acolo. Incredibil gol! Gol Portugalia! Gol, 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 gol! Deci se vede cu ochiul liber din filmare ce gol frumos a putut efectua. Acolo Stanciu intră periculos în atac deja. Acolo România. Haide Adi Popa, Adi Popa merge în atac. Adi Popa, Adi Popa, Adi Popa, Adi Popa, Adi Popa. Adi Popa încearcă șut incredibil acolo. Intercepție frumoasă pentru România aia. Cheșeru, vedem acolo care minge, dar o pierde. Minge la Adrian Silva, jucătorul portughez. 2-2, sunt șanse minuscule.
Che seru col passiase, cu stancu, stancu șută! Și gol incredibil pentru România! Stancu executat minunat! Minunat! Gol! Gol, 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 gol România! Foarte frumos executat de români! Foarte bine! Este 3-2. Dacă vă sparg urechile, îmi pare rău.